să vă invit să ocupați locurile. Nu citesc un text de bază pentru că este o predică tematică și vom citi din mai multe locuri din Biblie. Am intitulat acest mesaj, dacă poți să pui și PowerPoint-ul, 7 calități pe care să le cauți la viitorul partener. 7 calități pe care să le cauți la viitorul partener. Se pare că o să avem foarte multe nunți în următorul un an, doi aici, la cât sunteți, ceea ce nu e un lucru rău, însă vreau să vă spun că a te căsători, oricine poate și oricine știe. A rămâne căsătorit și a rămâne îndrăgostit este însă o adevărată provocare, având în vedere vremea pe care o trăim. O să fiu scurt la subiect, concentrat, întrebările le voi grupa foarte mult la 9:15, plec spre România. Însă Dumnezeu să rămână în inimile voastre și ceea ce se va spune aici să luați cu mare greutate. Nu am decât 13 ani de căsătorie, însă din păcate am stat de vorbă cu peste 100 de familii care au divorțat. La cele mai multe n-am avut ce să mai fac, pentru că dacă vei atunci când ai metastază, este cam târziu. Astăzi n-aș vrea să tratez familii cu probleme, cu conflicte, ci aș vrea să previn astfel de lucruri și o să încercăm împreună să ne uităm la cuvântul Domnului, pentru că dacă o mașină de spălat are probleme, poate avea probleme din două motive. Ori problemă de fabricație, ori problemă de utilizare. Familia a fost inventată de Dumnezeu. Cu siguranță nu are probleme de fabricație. Însă poate să aibă probleme de utilizare dacă nu respectăm manualul. Am cumpărat o motocoasă anul acesta în vară și nu știu cum sunteți voi românii din Austria. Noi românii din România suntem foarte orgolioși. Noi nu avem nevoie de manual de utilizare pentru că noi știm cum se pornește motocoasa, noi știm cum e Carmagedonul, noi știm ce e Gog și Magog. Noi știm, toate le știm, știți? În ghilimele vorbesc, cred că v-ați prins. Și m-am chinuit 20 de minute să pornesc motocoasa. Și a venit băiatul meu, Ianis, cu manualul în mână și a zis, tati, i-am zis, fugi de aici, mă, că n-am nevoie de manual. N-am nevoie. Eu mă știu. Doar l-am văzut pe ăla cum a pornit în fața mea motocoasa. Acum nu mai pornește. Ce s-a întâmplat? Iar a venit Ianis. Până la urmă am luat manualul și l-am ținut așa un pic în direcția motocoasei să nu vadă că mă uit în manual, știți? Și în manual scria, punctul întâi, porniți butonul de alimentare a rezervorului cu benzină. Ok, am pornit și am mers. Dar după 20 de minute. Știți că multe familii pornesc anumite lucruri în viață sau aplică anumite lucruri doar după ce se chinuie 10-20 de ani și nu merg. Pentru că nu consultă manualul. De aceea astăzi vreau toate cele 7 calități să le luăm din manual și manualul se numește Biblia. Dacă în familia mea merge rău, dacă căsătoria mea intră într-un stâlp, dacă am probleme în căsătorie din cauza caracterului, nu din cauza inflației, faceți diferență între astea, nu pot să dau vina pe Dumnezeu pentru că El mi-a dat un manual. Mai spun ceva în introducere și anume faptul că mariajul, căsătoria este o cutie goală. Deși știu că nu vă vine să credeți, mai ales la fete, care se gândesc la haina de nuntă, poate de la 7-8-9 ani, la haina de mireasă, însă căsătoria este o cutie goală. Nu există dragoste în căsătorie. Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. Și acum fiți foarte atenți. Împreună cu soția eram în undeva plecați cu niște tineri și a trebuit să vorbesc despre asta. Am chemat-o pe soție în față, i-am dat două bilețele și două bilețele am luat eu. Pe biletele ei scria respect și bunătate. Pe al meu scria iubire și răbdare. Și am rugat-o pe soție să pună în cutie unul din cele două bilețele. Și am pus și eu. Și apoi, fără să ne uităm, am amestecat și am luat eu unul și i-au luat unul. Și când amândoi pun, pot să ia amândoi că este de unde.
Apoi am rugat-o pe soție să pună doar ea și eu n-am pus. Că dacă nu ai valori, nu poți să pui valori. Și am devenit frustrat. Pentru că am vrut două persoane să luăm un bilețel. Și mâine la fel, și poimâine la fel, și săptămâna viitoare la fel. Și acum vreau să vă întreb. Dacă n-am avut calități, valori pe care să le pun și o las pe soția mea și plec și-mi iau pe altcineva, am rezolvat problema? Nu. Eu voi merge în următoarea căsătorie tot frustrat, tot fără răbdare, tot fără respect, tot fără dragoste, pentru că nu am lucrurile astea. Dacă Cristi Boariu e un bârfitor în Deva și se mută în Austria, tot bârfitor va fi. Granița nu schimbă pe nimeni, să știți. De aceea soluția nu este să părăsești neapărat partenerul, ci să-ți rezolvi problemele și să vezi ce-ți lipsește și să pui în cutia aceea. Prima calitate pe care trebuie să o cauți la viitorul partener este iubirea de Dumnezeu. Nu am cuvinte îndeajuns încât să exprim ce importantă este această calitate. E mai important decât dacă are BMW, Tesla, Audi, iPhone 15, poșete faine, casă în Miami sau în Dubai. Auziți, Deuteronom 6:5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și acum o să vă arăt ceva important. Cine are o relație puternică cu Dumnezeu va avea o relație puternică cu partenerul lui sau al ei. Iubiți tineri, concentrați-vă bine pe calitatea asta. Iubirea de Dumnezeu. Și iubitor de Dumnezeu nu înseamnă ochii încheși la praise and worship și I love you Jesus. Asta poate fi un feeling de 5 minute. Cum văd dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu? În primul rând are frică de Dumnezeu. Voi vedeți comportamentul lui Cristi Boariu în fața unei predici sau în fața unei biserici pline. Nu ăla e caracterul lui, aia e doar imaginea. Caracterul lui Cristi Boariu e ceea ce face când nu-l vede nimeni. Caracterul tău e ceea ce faci când nu te vede nimeni. Frica de Dumnezeu cu adevărat se vede atunci când nu te vede decât Dumnezeu. Are băiatul cu care vorbești frică de Dumnezeu? Îți spun că dacă bârfește păstorul biserica, dacă spune, lasă și pe ăștia cu zeciuiala, acum le trebuie rugăciune, stăruință, mâine nu știu ce proiecte mai au, el în toți lovește. Ascultă-mă, nu-L iubește pe Dumnezeu. Apoi omul care îl iubește pe Dumnezeu, iubiții mei, mai are o calitate frumoasă, citește și studiază Biblia. Nu vreau să vă întreb că ați venit cu Biblia la voi astăzi. Dar omul care îl iubește pe Dumnezeu e interesat ce mesaj vrea să îi transmite Dumnezeu. Fetelor, ascultați-mă bine, dacă băiatul nu iubește Biblia, nu se vă iubească nici pe voi. Apoi, băiatul și fata care au iubire de Dumnezeu frecventează biserica la conferințe. Nu, regulat. Dar astăzi foarte bucuros că v-am prins pe toți. Regulat. Eram în Timișoara student și marți seara la una din bisericile la care mergeam la rugăciune, eram vreo 5-6 tineri și vreo 40 de bătrâni. Și mă uitam prin sală după o zi de post, că în fiecare marți timp de 3 ani aproape am ținut o zi de post pentru viitoarea soție. Nu o spun asta ca să mă lau, ci o spun ca să vă motivez, că dacă făceam ceva și nu-mi ieșa, nu vă spuneam. Și mă uitam peste sală și spuneam, Doamne, oare chiar merită? Alții sunt la KFC acum, alții sunt la biliard, alții sunt în club de noapte. Și noi suntem aici 5-6 tineri, într-o biserică cuță micuță din Timișoara, oare chiar merită? După 13 ani de căsătorie vreau să vă spun că meritat. Apoi omul care îl iubește pe Dumnezeu se ferește de păcat. Se ferește de păcat. Și aici aria e foarte largă, dar voi ați ținut ideea, da? Se ferește de păcat, are teamă de păcat. Își cere scuze dacă o bârfi pe cineva, dacă a spus o vorbă care nu trebuia să o spună. Roșește când ceva nu a făcut la locul lui. Spune Biblia că inima lui David bătea
Într-un mod mai special când a făcut numărătoarea. Știți de ce? Că o simți că ceva nu e în regulă. Apoi, băiatul și fata care au această calitate, iubirea de Dumnezeu, au un anturaj sănătos. Ce spune acum când ies de aici să mă bag într-un BMW cu geamuri negre, cu patru tatuați pe lângă mine, cu cercele în nas și cu mai o fiecare? Mă, o predica fain Cristi. Nu cred că asta o să spuneți. Toată predica mea e anulată de anturajul cu care mă duc. Că vă gândiți că nu mă duc cu ei la evangelizare, nu? Deci, spunea un proverb japonez, dacă nu e sigur de caracterul cuiva, uită-te la prietenii cu care umblă persoana respectivă. Încă ceva, omul care îl iubește pe Dumnezeu poate indica un moment din viața lui când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și închei primul punct, pentru că v-am spus că vreau să fiu condensat, omul care îl iubește pe Dumnezeu are experiențe cu Dumnezeu. Înainte să-i spui I love you too, întreabă-l când a avut ultima dată o rugăciune ascultată, clar, cu dată, cu oră, cu tot. Înainte să te deschizi sentimental față de ea sau de el, întreabă-l când a avut ultima experiență cu Dumnezeu palpabilă, clară. Pentru că atunci când ajungi la greutăți în viață, la sensuri giratorii, la intersecții, la momente dificile, te poți întoarce în spate undeva cu privirea și să spui Dumnezeu care m-a ajutat acum 4 luni la bacalaureat și mi-a arătat prin vis de noapte ce mi-a căzut la română, ce am pățit eu, de exemplu. Bine, nu pentru că am stat pe FIFA și pe Netflix pentru aia m-a arătat, știți? Ăla îmi va arăta și mâine și mă va scoate și mâine dintr-o problemă și peste 2 săptămâni o să mă ghidează și peste 1 an. Pentru că am deja experiențe cu el. Nu faceți teste cu un băiat sau cu o fată care nu are experiențe cu Dumnezeu. Care nu are rugăciuni ascultate. Mai spun un lucru referitor la slide-ul acesta. Cine îl înșală pe Dumnezeu nu va avea nici o problemă să-și înșale partenerul. 2. O altă calitate pe care trebuie să o cauți la viitorul partener este respectul. Respectul. 1 Petru 2:17. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Iubiți băieți, iubite fete, uitați-vă la cel sau cea cu care vreți să vorbiți sau care vorbește cu voi, cum vă tratează. De la ce etaj se uită în jos când vorbește cu tine? Iubește cuvintele mă, bă, fă. Nu știu cum o să nemțească, dar cred că aveți și voi ceva jargoane din astea. Fă-i, gata mâncarea! Așa te simți de fain, numai fluturi în stomac simți. Așa-i? Nu o spun asta ca să zâmbiți, puteți să zâmbiți. Știu familii care trăiesc traume și stau împreună numai din cauza imaginii din biserică și că unchiul e păstor și bunicul e proroc și să nu-l fac de râs că divorțez. Dar când mă sună și plânge la telefon jumătate de oră, o înțeleg. Omul care respectă pe alții e foarte atent la felul în care comunică cu cel de lângă el. Și acum vreau să vedeți ceva important. Uitați din ce e compusă comunicarea. 7% vorbele pe care le rostim, 38% tonul pe care spunem acele cuvinte și 55% gesturile. De aceea, I love you! Nu te crede nimeni, nu? De ce? Pentru că asta e adevărat. Acum ați înțeles de ce vine Abigail la David și spune, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi. Am acasă un nebun, dar nu vreau să audă toți. Atâta poate David, nu poate mai mult. Nu el dă vină, eu dă vină că l-am luat. Am văzut care oi, caș, smântână, piață, slujitori. David, n-are rost să-ți pui mintea cu el, că atâta poate.
și o femeie înțeleaptă, folosind tonul, vorbele și gesturile perfecte, oprește 600 de oameni și un împărat mânios să comite vărsare de sânge. De aceea vă rog, nu vorbiți la telefon cu nimeni, nici cu părinții, nici cu pastorul, nici cu cei din biserică, subiecte sensibile, că numai 7% se aude. N-ați văzut ăștia care comentează pe Facebook, când te întâlnești cu ei față în față, oh, iubire, zice, dragule, zice, dar ieri te-a înjurat, știți? Da, pentru că omul când e în spate și numai vorbele folosește, e pornit, dar când e față în față, se mai calmează, știți? Respectul. Iubite fete, vă rog azi în numele Domnului să vă uitați la băiat cum își tratează mama. Dacă spune, las-o și pe înapoiata asta, așa o să te trateze și pe tine după ce pleacă fluturii. Să nu uiți. Iubiți băieți, vă rog să vă uitați la fată cum își tratează tatăl. Dacă îi trântește ușa și îi comentează, o să ai uși de schimbat în viață. Ascultă-mă. Deci dacă pe aia care i-a dat viață îi comentează și îi întoarce vorba, băiatul, m-au zis fetele, păi cu tine are experiență deja. Dacă pentru aia n-are respect, care se scula la 4 dimineața să-i facă lapte praf, de ce te-a respectat pe tine? Partenerul respectuos nu te va umili prin cuvinte josnice, nu te va face să te simți ca un preș, nu te va abuza verbal sau emoțional. Știți că sunt cuvinte care dor mai tare ca o palmă? Nu de puține ori mi-o zice cineva și nu o persoană, preferam să-mi fi dat o palmă decât să-mi spună cuvântul ăsta. Prea multe fete închid ochii la tonul nerespectuos al unui băiat doar pentru că el conduce o mașină scumpă. Prea mulți băieți închid ochii la o fată obraznică și dupeistă, doar din cauza că are un trup ca prin inel tras. Credeți că valorile materiale pot suplini lipsa bunului simț? Și acum o să spun ceva ce o să deranjeze pe mulți. O zis Pavel către Timotei, ți-a fost dat un dar prin pâinirea mâinilor, înflăcărează darul ăla. S-o referi la niște daruri care le primești la botezul cu Duhul Sfânt sau la rugăciunea slujitorilor. Ei bine, toate calitățile astea care eu vi le spun, nu le primești la botezul cu Duhul Sfânt. De aceea un om care vorbește josnic cu tine, când își pune păstorul mâna peste el în față și se ridică, tot josnic o să vorbească. De aceea veți întâlni în viață oameni botezați cu Duhul Sfânt și obraznici și jignitori. Pentru că Duhul Sfânt nu i-au schimbat, că ei n-au vrut să fie schimbați. Și valorile astea nu se primesc la botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te poate modela dacă dorești. Dar nu vă bazați pe faptul că vorbește în alte limbi, frate. Asta m-a spus o fată. După 3 luni m-a înșelat. Dar vorbea în alte limbi cu mâna pe sus în biserică. Și m-am uitat la asta. Dar trebuia să-mi dau seama, frate Cristi, că atunci când comunicam, jale era, zice. Credeți că cel care nu știe să spună te rog frumos când cere ceva cuiva merită celui în cauză să-i acord 10 ani din viață doar pentru că are pormoneul plin? Verbul a avea niciodată nu poate suplini verbul a fi. De aceea veți întâlni mulți care au, dar nu sunt. Valoarea nu se dă sacou sau telefonul, valoarea se dă buna creștere. 3. Aici un pic mai periculos. Hărnicia. 2 Tesaloniceni 3:10. Când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Am văzut băieți care ridică 80 de kilograme la sală. N-au nicio problemă la 80. Când ajung acasă și se uită la mop, e mai greu decât haltera de la sală. Nu mai poți să ridice mopul. Nici mătura. Îmi spunea o soră, frate Cristi, n-am profitat de el. Eu să stau pe șein și el să spele vasă. N-am profitat. Dar acum, după 5-6 prunci,
M-aș bucura să mă ajute un pic, că nu fac față cu toate. Și el vine să pune în pat și să joacă 4-5 ore pe telefon. Mai schimbă ceva, du-te la păstor, plânge lângă proroci, dar n-are ce să facă nimeni. Că ce-o crescut strâmb nu se poate îndrepta. De aceea vă rog să fiți foarte atenți, iubiți băieți, iubite fete, la hărnicie. Niciunde în Biblie, o să rămân la final încă o oră dacă îmi dați un verset din Biblie care spune ceva pozitiv despre lene. Niciunde în Biblie nu găsim un verset pozitiv despre lene. Dimpotrivă, Scriptura ne avertizează că lenea este ca un buldozer care distruge familia și casa. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Eclesiastul 10:18. Frații de la Miros de Cer au mers într-o zi să analizeze un caz. Noi primim în fiecare zi undeva la 60-70 de telefoane. Nu de la sponsor, nu vă speriați, de la sponsor caz cam 2-3 pe zi, 5 pe zi. 70-80 sunt de la ăștia care sunt cu cerșitul, știți? Fraților, zice, m-au zis că împrășteați Miros de Cer, poate ne faceți și nouă casă, zice. Să te păzească Domnul să-i spui nu. Ce boariu la asociația ăla care predică, păi da uite că nu vrea să-mi facă casă, zice. Și atunci noi ce facem? Verificăm fiecare caz. Împărțim un tir de cartofi la un sac întreg, că și la un sat întreg, că și Iisus a dat pâine la 5.000 de oameni. Dar când e vorba să bași 40.000 de euro undeva, nu-i bași la unul care joacă șeptic pe bani. Ați înțeles? Și frații, într-o zi au mers într-o familie și au găsit doi părinți sănătoși, fresh, copii lângă ei și au zis, de ce nu ne-ați sunat? Ce nevoie aveți de ajutor? Păi avem nevoie, zice, să ne ajutați, dar sunteți sănătoși și puteți munci. Am pus înaintea Domnului dacă să muncim sau nu și Domnul a spus să nu lucrăm. Nu. Ia-ți unul din ăsta și succes. Și lucre tu și pentru el, îți garantez că lucrei, că doar nu o să-l lași fata să moară de foame sau băiatul, nu? Adică nu o să-ți răzbun pe copii pentru că tata e așa cum e. Pentru aia multe familii au pus mâna pe volan femeia că nu mai reuși cu el, că mergea în șanț mașină. Iubiții mei, aveam 7 ani când am învățat să mulg vaca, la 9 ani am cosit prima dată lucerna. Îmi pare rău că nu știu germană, poate nu mă înțelege ce spun acum. Undeva la 12 ani făceam cu fratele meu curândul la bucătărie, la spălat vase. Eram supărat, eram frustrat, de ce părinții nu ne lasă să ne jucăm toată ziua? Acum le mulțumesc. Că dacă ți-e greu când ești mic, ți-e ușor când ești mare. Dacă ți-e ușor când ești mic, ți-e greu când ești mare. Îmi spunea un băiat, aveam acasă o fermă de cai. Tata nu-mi dădea micul dejun până nu mâncau 15 cai mai întâi înaintea mea. Și eram nervos. Ce tată e ăsta? Și acum zice, îi mulțumesc. De mic m-am învățat cu munca și acum orice fac, oriunde sunt, nu mi-e greu să muncesc. Am ajuns într-o zi la 5 dimineața din slujire. După câteva ore de odihnă am intrat cu soția și cu primii 4 copii în sodarul din curte. Nu pentru că nu ne-am permite să ne luăm 1 kilogram de roșii, ci pentru că am vrut să-i punem și pe copii să înțeleagă ce înseamnă să se facă o roșie sau o vânătă sau un castravete sau un dovlecel. Știți, acum când cresc copiii mei, mă gândesc că și alte familii cresc pe-a lor. Și un sentiment ciudat, vorbeam cu Denis aseară la masă, să te gândești că cineva crește un viitor partener pentru copilul tău. Dar oare cum îl crește? Sau cum cresc eu? Era Ianis, băiatul nostru de 4 ani și l-am trimis să facă ceva și a zis, tate, nu vreau să fiu slugul tău. Știi? Mai spun ceva foarte important aici. Cine muncește din greu, cheltuiește cu greu. Cine câștigă ușor banul, va cheltui repede. Uite-te ce greu dai din banii tăi. Dacă când e vorba de părinților, nu te mai uiți la preț. De ce? Pentru că ai muncit pentru el și foarte bine asta. Mă uitam la un tânăr într-o zi la Facebook, la profil, am vrut să văd unde lucrează, că din gură, din comentarii era top. Și la Facebook scria acolo la workplace, buzunarul lui tata și al lui mama. Ți-ai luat unul din ăsta?
pui buzunarul la dispoziție. N-ai ce face. El acolo lucrează. Înțelegeți? Întrebați-vă viitorul partener, iubite fete, iubiți băieți, ce știe să facă. Dacă e la școală încă, întrebați-l ce muncește în vacanțele de vară. Dacă a terminat școala de câțiva ani, întrebați-l unde a lucrat până acum și ce a făcut cu banii câștigați. Dar ce, frate Cristi, mă ia la rost? Dacă când merg la interviu, nu te întreabă ce ai făcut în ultimii 5 ani. Când vinzi o mașină, nu vine clientul și întreabă de toate. Eu nu pot să întreb pentru următorii 50 de ani pe viitoarea mea soție sau pe viitorul soț, dacă ești fată? Am tot dreptul să întreb, că nu e vorba de o mașină aici, că mașina iau și o vând. Dar cu nevasta ce fac dacă nu-mi convine? Că nu pot să pun pe mobile.de. Nu? Logic. Dar ce e interogatoriu aici? Nu e interogatoriu. De la job, la interviu la job pentru 8 ore de muncă, mă întreabă tot din CV-ul. Și eu n-am voie să te întreb ce ai făcut cu banii pe care ai câștigat în ultimii 5 ani? Auzeam de niște fete, 800 de euro pe lună își întrețineau corpul. O zi una din asta, jumătate de salar s-a dus regulat, știi? Solar, botox, gene false, costă. Costă, n-ai ce să faci. Dar tu ai ales, știi? Tu ai ales. Ți-a plăcut falsul? Plătește. Știi? Ne spuneau bătrânii că în trecut, când mergeai la pețit la cineva în unele zone din țară, se cerea un pahar cu apă ca să vezi cât de curat era acel pahar. Acum, mi-e frică să le zic la băieți să facă asta, că poate le dați cu paharul în cap, știi? Nu se știe cum reacționează fata, știi? Te uiți așa în pahar la ea, știi? Nu știu dacă mai vezi, știi? E cam, dar uitați, așa teste, voi zâmbiți, iubiții mei, și nu e problemă că e seara de tineri, putem să zâmbim. Dar uitați-vă, căsătorile lor au rezistat cu testele astea. A noastră nu mai rezist. Nu odată era deschis dulapul de haine, am vorbit cu bătrâni când am pregătit predica asta. Am zis, cum o fost la voi? Cum v-ați luat? Pe like-ul? Cum v-ați luat? Pe FB? Pe ce v-ați luat? Și au zis, nu, meream, deschideam dulapul de haine prin surprindere să văd dacă ca tăci. Dacă veneau tăci pe mine, fugeam. Fugeam, zice. Păi normal. Păi dacă dulapul nu ții în ordine, ții viața în ordine, așa-i? Păi unul din cei mai mari generali din armata americană a zis, dacă vrei să schimbi lumea, fă-ți patul mai întâi. Da. Încă ceva. Trebuie neapărat să spun asta, că m-a șocat. Acum un an și ceva, am stat de vorbă cu un băiat și cu o fată. Încercam să-i împac. Și am ajuns la subiectul schimbării scutecelui. Da, să știți pe cei care vă căsătoriți că și asta face parte tot din marriage. Știi? Din save the date. Știți? Acum, adevărat că atunci când deschizi scutecul, nu te gândești la inimioarele alea cu săgeți care treceau pe WhatsApp, știi? Sau pe Viber. Dar auziți ce îmi spune el, frate Cristi, eu în veci nu pun mâna pe un scutec, să știi, din partea mea. Dar zic, la ce l-a făcut singură pronguia? Cum adică nu pui mâna pe un scutec? Dar ce e așa greu să pui mâna pe un scutec? Da, nu am zis că ea stă în pat și butonează pe TikTok și tu schimbi copiii. N-am zis de profita, a profita de soțul tău. Dar, de exemplu, soția mea cu 7 copii, uneori la bucătărie și trebuie să facă mâncare. Și ca să faci 9 porții de mâncare înmulțit cu 3, îți dă câteva porții pe zi. Și poate durează 2 ore până termină mâncarea. Și copilul plânge că are pampersul plin. Eu ce fac? Dragă, îți dau un bip. Când faci o pauză să-l schimbi, nu? Păi nu. Nu. Pui mâna și schimbi copilul, că dar nu lași 2 ore pe ăla să plângă acolo ca disperatul până e gata apireu. Nu? Atenție, I love you are mare legătură cu firma Pampers. Și încă ceva la hărnicie, dacă ești un nimeni înainte de căsătorie, cu siguranță vei deveni cineva după căsătorie. Cineva să ducă gunoiul. Cineva să aspire, cineva să ajute la treabă prin casă, cineva să gătească, noroc cu Jamila, nu? Ne salvează, Domnul să o binecuvinteze.
Cineva să repare broasca de la ușă. Nu. Și acum întrebarea mea este, oare cât își doresc să fie un așa? E bine să fii cineva înainte, știți? Că apoi e ușor să fii cineva și după. Dacă ai fost nimeni înainte și cineva după, infar faci când trebuie să faci așa. Da. Bun, mergem mai departe. Un lucru foarte important, viziunea. Haideți să vă spun una dintre întrebările care se pun la interviu când vrei să te angajezi. Unde te vezi peste 5 ani? Acum vă rog să nu spuneți la interviu în locul tău, că sigur nu luați job-ul, știți? Că a spus cineva asta și gata a fost. Nu, ăștia care te angajează te întreabă cam peste 5 ani unde te vezi? Tot căutând de lucru? Iubiții mei, spune Biblia în Proverbe 31:16, se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Adică și din punct de vedere material și spiritual și profesional trebuie să am o viziune. Trebuie să-mi doresc ceva. Vă vine să credeți, nu știu, în Austria, pentru aia nu vreau să vă judec. În România avem 10.000 de tineri care au bacalaureatul în clasa 12-a, în luna iunie, în mai îi întreb, unde merg la facultate? Nu știu, frate Cristi, nu știu. Eu am o întrebare, dacă nu știi unde merg după ce dai bacul, cum te-ai putut pregăti pentru bac? Iubiții mei, și în căsătorie la fel, întreabă ce vrea. Întreabă cum vede viața. Cel care a inventat GPS-ul a fost întrebat care sunt cele mai importante două puncte la un GPS sau cele mai importante două lucruri. Și el a răspuns așa, să știi unde ești și unde vrei să ajungi. Și mai subliniez un aspect, nicio hartă din lumea asta nu te ajută dacă nu știi unde ești. Uite, aici sunt și vreau să ajung la Arad. Ok, bun. Ce trebuie să fac pentru Arad? Asta, 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 asta. Ok. Ăsta sunt, am 23 de ani, vreau să ajung în cer cu soția și cu copiii mei. Ce trebuie să fac pentru asta? Asta, 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 asta. A, deci nu mai trebuie să trag după tine dimineața să merg la biserică la ora 9, nu? Nu trebuie să tragi, nu. Nu, că am o țintă. Am un scop, am o viziune. Și asta e valabil în orice punct al vieții. Fără o țintă anume, cel mai impunător vas de pe ocean se va învârti în cerc. Fără un scop anume, cel mai bun maratonist va alerga degeaba. Fără o viziune clară, doi tineri care se căsătoresc vor fi dezamăgiți că familia lor nu merge. Cei mai puternici misionari ai istoriei creștine au avut, de exemplu, gândul slujirii în minte din momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Vă recomand din toată inima, n-ar trebui să fie tânăr care să nu citească Jim Elliot și Betty Elliot, Elizabeth Elliot. Păi Jim a zis, vreau să mă duc în misiune. Păi nu pot să-mi iau una care toată ziua vrea solar. N-am cum, nu ne potrivim. Tu vrei la film duminică seara, eu vreau să slujesc la amvon. Păi nu ne potrivim. Știți? Nu merge. Și atunci, hai să văd ce viziune am. Betty, vii cu mine. Dar unde? La canibali. Vin. Vin. Citiți istoria lor. Prin porțile splendorii, una din cărți. Puritate a lui Elizabeth, le vă recomand neapărat. Întreabă-ți partenerul ce vrea de la viață, pentru ce muncește în fiecare zi, câte cărți pe lângă Biblie a citit pentru a crește spiritual. Iubiții mei, ori de câte ori am o carte în mână, pentru mine e o savoare, numai nu prea am timp să citesc, că așa e timpul. Dar când ai o carte în mână, economisești 80 de ani. Că viața unui alt om care a trăit înaintea ta e pusă într-o carte. Și în 100 de file înveți ce poți să faci bine și ce să nu faci bine. 5% dintre români citesc o singură carte pe an. 95% nu citesc. Băieți și fete, o să vă șocați când o să vedeți ce diferențe sunt între voi de gândire. De aceea e bine să pui mâna pe o carte. Să vezi cum gândește o fată. Și vă dau un exemplu. Băieții sunt concentrați pe lucruri, pe obiecte, fetele pe relații. De exemplu, eu, Cristi Boariu, dacă vin și mă pun pe bancă și nu mă salută unul de aici, eu nu mă supăr, că am ce să fac pe bancă. Mai citesc, mai studiez. Dacă o fată vine și nu bagă nimeni în seamă, nu contează ce s-o predicat. Nu mă băga nimeni în seamă. Și să nu le judecați pe fete. Așa gândesc ele.
Și pentru educația copiilor, gândirea lor e foarte bună. Dar vă rog să le înțelegeți atunci, când o să fiți la masă cu familia și mama voastră o să-i zică ceva ei. Să înțelegeți de ce două săptămâni nu mai are feeling-ul ăla foarte fain. Pentru că o fată ține mult de la relații. De exemplu, dacă mie mi se strică motorul la microbuz, soția mea zice, ok, I'm fine with that. Tu plătești oricum, n-am nicio problemă. Mie dacă mi s-a stricat motorul, poți să-mi pui ce muzică vrei, poți să-mi... Dar nu mă interesa, eu-s gata. Pentru că noi băieții suntem concentrați pe lucruri, fetele pe relații. De aceea o să vedeți mulți băieți care ies singuri la plimbare, dar fetele nu ies singure. O să vedeți mulți băieți care zic, ce mâncăm astăzi? Nu contează cu cine e la masă. Ce mâncăm contează? Fetele, cu cine stau la masă? Cu aia? Nu-mi trebuie de mâncare, postesc astăzi, zice. Relația, da? Întreabă ce viziune are, cu ce se mulțumește în viață, să fie suporter în biserică sau să fie jucător. Vine numai la meci, la evenimente sau vine și la antrenamente. Iau exemplu din sport, că și Pavel a luat. Care-i gândul cu care merge la serviciu? Să treacă ziua și să vină banul? Doar atât? E mulțumit dacă stați pe chirie toată viața? Întreb. Nu zic că e un lucru rău, dar e mulțumit? Că dacă tu vrei casă și el vrea pe chirie și să bage banii în Bitcoin, poate aveți o problemă. Întreb, nu știu. Vorbiți între voi lucrurile astea. Are vorba asta, las că poartă frază de grijă, ca un departament de ajutorare. Ce păzească Dumnezeu. Ăsta a fost în mintea mea toată viața, mă, să nu depindă cineva. Să fie o povară pe biserică. Că de făcut prunci, oricine știe să facă. Dar vreau familia mea să fie o binecuvântare pentru biserică, nu să depindă cineva. Acum că e văduvă, că e orfan, e altceva, eu vorbesc în general. Avem mii de familii cu gândirea asta în România. Las că ajută frații. Vă vine să credeți că cunosc familie în România, mergea cu laptele până la bloc, cineva se ducă în numele Domnului lapte și el nu cobora de la patru să-l ia. O zis, urcă sus dacă vrei să mi-l dai, zice. Asta deja e nesimțire. Și încerc să schimb subiectul că am probleme cu tensiune. Și de ce am probleme? Că predic de 16 ani și nu vezi o schimbare, mă. Și vine unul din lume și zice, da, predici bine tu ce spui, dar eu știu pe ăla vostru, n-are nicio treabă cu Dumnezeu și cu pocăință. Păi chiar că n-are nicio treabă. Să cobor de la patru țigreu. Bine că l-au mus vaca, i-a dat lucernă, o strecura laptele, o veni pe banii lui și tu nu cobor de la patru să iei laptele. Shame on you. Atât. Dar nu știu dacă mai are rușine. Nu știu dacă. Că dacă nu a fost că sunt părță rușinea. O zis Pavel, am un scop. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și să nu ratez prima înviere. Și pentru scopul ăsta înființez biserici, predic, mă culc flămând dacă trebuie, cheltui de la mine, fac orice. Numai să nu uitați, niciun scop în viața asta nu te ajută fără două lucruri. Sacrificiu și disciplină. Sacrificiu și disciplină. De exemplu, vrei să slăbesc, vreau să slăbesc. Și vreau să slăbesc. Foarte bine că vrei. Auzi, nu mănânc odată seara pe an. Da? Nu. E un sacrificiu, dar nu e disciplină. Trebuie să faci același lucru în mod repetat. Da? Am dat un exemplu, iubiții mei. Întrebați-vă partenerul sau băiatul cu care vorbiți, fata cu care vorbiți. Ce viziune ai? Ce vrei de la familia mea? Că dacă îți dau 1000 de euro și faci praf, băi, ți-am dat 1000 de euro, ok, nu-ți mai dau, am plecat. Dar când îți dau viața mea, mă mut cu tine în casă, trec pe numele tău, am și eu niște pretenții. Și am tot dreptul să le am, nu? Mai departe, altruismul. 1 Corinteni 13 cu 5, dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Wow, așa se filtrează, parcă pe măsură ce merem să tot filtrează. Altruism. Spunea Tolstoi o vorbă extraordinară, dacă te dor rănile tale, ești viu, dacă te dor rănile altora, ești om. Ești om. În viața de zi cu zi, mai ales în căsătorie, nu e suficient să fii viu. Trebuie să fii om.
Și dacă vreți să intrați într-o zi pe dexul limbii române, să vedeți ce înseamnă a fi om, coloană vertebrală, zice, poziție în picioare, păi eu văd o grămadă care nu mă ajută. Limbaj articulat, oameni care gândesc, păi când vezi ce scoate pe gură, nu știu dacă o trecut pe la gândire, știi? Dar să fii om mai întâi. Pentru că omul, o zis David către Solomon înainte să moară, întărește-te, fii om. Înainte să vezi dacă e penticostal, baptist sau ortodox, vezi dacă e om. Vezi dacă e om. Că mulți nu e oameni, ca să nu zic animale, am întâlnit pe lângă mine. Dar și Pavel o zis că întâlnim multe animale. Și Iisus o zis, spune-ți vulpii, aceleia. Da? Vezi că sunt multe vulpi. Da. Căsătoria cu un egoist înseamnă eșec garantat. De ce? Persoana egoistă va căuta mereu să fie slujită, nu să slujească. Cunosc caz în România. Nu pot să spun multe detalii pentru că e grav. El așteaptă mâncarea la pat. Și ea cu pruncii trebuie să vadă cum rezolvă, se ducă și mâncarea, să fie și caldă, să te ferească, Domnul, să nu fie caldă. Să se fie răcit pe drum cumva. El nu slujește. El nu face nimic. Egoist. Da? Persoana egoistă va vrea să fie servită, nu să servească, să fie iubită, nu să iubească, să fie împlinită ea, nu să împlinească nevoile celui sau cele de lângă ea. De aceea, dați-mi voie să repet ce spuneam sâmbătă, nu pune sentimentele în fața principiilor când vorbești cu o persoană ca să o cunoști mai mult. Verifică dacă are o convertire autentică și dragoste față de oameni. Verifică dacă slujește celor din comunitatea sa cu altruism, pentru că dacă o face, sunt șanse mari să facă asta și în familie. Vezi dacă este milostiv cu un sărac, nu cu un leneș, cu o văduvă sau cu un orfan. Dacă face asta, sunt șanse mari să planteze milă și în căminul pe care ți-l dorești. Dacă din fiecare salar oferă întâi o parte lui Dumnezeu, înseamnă că acolo, adânc în inimă, există valori ca și dărnicia și milostenia. Fugi de omul egoist. Păstrează distanța față de cel care știe doar să-și ceară drepturile lui. Nu te implica sentimental în nicio relație unde partenerul caută numai folosul lui personal. M-a sunat o fată, plângea, frate Cristian, m-a ajuns la divorț și am pus o întrebare. Eu știam răspunsul la întrebare, dar am vrut să-l verific, nu știu câtea oară. Ți-a arătat Dumnezeu prin gesturile lui de dinainte de căsătorie că omul ăsta e un egoist? Și a zis, da, frate Cristi. Și de ce ai continuat relația? Pentru că am zis că îl schimb eu. Hai să vă dau un exemplu. Eu sunt aici și cineva e acolo jos. Și ne dă mâna să pornim în căsătorie. Nu eu îl trag pe ea aici, ci ea mă trage pe mine jos. Asta e media spiritualității voastre în căsătorie. Să nu crezi că dacă zi un băiat nepocăit, o să devină pocăit ca și tine. Să nu crezi asta. O să devii tu pe parcurs nepocăită ca și el sau o să lupți toată viața să te ții de Dumnezeu, cu greu. Mă uit la mine și la soție. Să îmbraci 7 copii duminică dimineața, să fii pe ora 9 la biserică și în 2 e foarte greu. Dar dacă face numai una singură sau numai unul singur. Luați-vă un altruist sau o altruistă, pentru că cine udă pe alții va fi udat și el, cine își aruncă pâinea pe ape o va culege cu bucurie mai târziu. 6. Maleabilitatea. Maleabilitatea, înțelepciunea care vine de sus, este curată, pașnică, blândă, ușor de convins, de înduplecat. Nu ține ca orbul de bâtă. Îmi spunea cineva, frate Cristi, eu știu că n-am dreptate, dar nu vreau să îi dau ei voie să se simtă mai special, zice. Păi atunci o să nu prea să aveți bucurie în casă. Da? Iubiții mei, când v-ați întâlnit ultima dată cu o persoană încăpățânată? Dați așa un pic filmul vieții voastre. Vreau să vă întreb, v-ați dori să stați mai mult cu ea?
să spui așa îmi place stilul tău de încăpățânat, că parcă aș vrea să stau 20 de ani cu tine. Iubiții mei, 5 minute cu încăpățânat îți strică o zi. Ascultați-mă, 5 minute. Și acum am o întrebare. Dacă 5 minute cu un om încăpățânat sunt grele, oare cum sunt 50 de ani petrecuți cu acel om? Asta e întrebarea pe care trebuie să ți-o pui înainte să spui da în căsătorie. Asta e întrebarea. Știți că nici măcar lui Dumnezeu nu-i placă încăpățânață. Hai să vă citesc. Exod 33:3. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Încăpățânat. Omul încăpățânat, iubiții mei, e foarte egoist și mândru. Omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit. Omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Omul încăpățânat crede că el are tot timpul dreptate. Omul maleabil nu caută dreptatea întâi, ci armonia. Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiu de la partener. Maleabilul se sacrifică pentru partener. Pentru că unde există ușor de înduplecat, există și altruism. Încăpățânarea, iubiții mei, spunea cineva, e de fapt refuzul de a te schimba. Și să știți că căsătoria ne maturizează, ne schimbă, ne crește prin maleabilitate, prin altruism, prin armonie. Cei doi parteneri sunt ca un triunghi. Dumnezeu, cei doi. Pe cum se apropie de Dumnezeu, se apropie unul de altul. Și în ultimul rând, cinstea. Cinstea. Proverbe 31:10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Nu știu cu cât veți rămâne din predica de astăzi, deși eu, pentru că sunt generația imaginii și a video contentului, am încercat să pregătesc slide-ul ăsta. Dar vă rog să rămâneți cu asta. Cel mai valoros lucru pe care cineva l-are este caracterul. Și acum fiți atenți. Cea mai de preț calitate a caracterului este integritatea. De aceea un nume bun e mai scump decât orice. Iubiții mei, de aceea am spus că ceea ce ești e mai valoros decât ceea ce ai, pentru că mașina o schimbi. Caracterul duși cu tine peste tot. Uitați-vă să vedeți dacă băiatul și fata cu care vorbiți sunt integri. M-a sunat o fată. Frate Cristi, băiatul cu care vorbesc, mă minte, vreau să-l pun înaintea Domnului. What? Și să pui înaintea Domnului. Îți spune de la care Domn e. Imediat îți spun. Dacă te măriți, când merg la socri, merg la diavolul. E simplu. Păi, tatăl minciunii e diavolul. El e pruncul diavolului. Și tu mă întrebi să-l pun înaintea Domnului? Am o întrebare. Și acum vreau să spun despre mine ca să nu vă jignesc pe voi. Dacă aveți probe că-și Cristi Boariu minte, cu dată, cu ore, cu ceva, să știți că-și Cristi Boariu poate face orice alt păcat din lumea asta fără nicio mustrare de conștiință. De aceea eu cred că omul care minte poate curvi, poate înșela, poate face orice. Dacă ține microfonul în mână și cântă și predică și spune că îl cunoaște pe Dumnezeu și minte, ascultați-mă, omul ăla nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Nu știu dacă luați în serios ceea ce vă spun. Dar sunt multe cupluri zidite pe minciună. Și după 10 ani afli ceva din spate și după 20 de ani mai afli ceva. Și spui ei să aibă încredere. N-ai cum să mai ai încredere. Iubiți tineri, în legământul căsătoriei nu te poți implica fără un partener de cuvânt. De aceea noi dăm microfonul, nu? Până când? Până la moarte. Păi dacă nu are cuvânt, nu dai 2 lei pe răspunsul lui. Fiți foarte atenți. Nu există fată sau băiat sincer, o spun cu toată responsabilitatea, la care Dumnezeu să nu-i descopere înainte să facă pasul căsătoriei.
că băiatul sau fata are astfel de probleme. Și dacă are problema cu integritatea sau cu fidelitatea sau cu minciuna, dacă un vas la bucătărie e spart, pentru soția mea nu contează câte spargeri mai are, dacă un pahar de sticlă are o singură crăpătură prin care iese apa, nu mă interesează ce crăpături mai are. De aceea eu când întâlnesc un om care minte, pentru mine nu mă interesează ce păcate mai are, că poate să aibă orice alt păcat. Fiți foarte atenți, iubiții mei, la aspectul acesta. Da, e adevărat, mergem și la fidelitate, pentru că fidelitatea este o altă latură importantă a cinstei. Ea este strâns legată de puritate, de curăție. Și vă spuneam la conferință, mâncarea curată nu curățește vasul murdar, ci este alterată de acel vas murdar. De aceea vă rog să întrebați fata cu care vă veți căsători, la câți băieți în brațe ai mai stat? Iubite fete, vă rog să întrebați băieții când vă căsătoriți. Și acum vreau să fac o diferență colosală, e diferență dintre cineva care vine din lume, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și a trăit cu alții. Și vine și se pocăiește cu adevărat și are cel puțin 4, 5, 6 ani de pocăință și liderii pot mărturisi despre el că are o pocăință veritabilă. Asta e o diferență. Și aici poți să ai pretenții și să spui, da, Dumnezeu te-a iertat, dar eu m-am pus la curată și nu vreau să... Poți să alegi. Dar vă rog să faceți diferență între asta și cineva care a crescut în biserică, care a cântat la cor, care a cântat la fanfară, care au mințit păstorii, care au mințit liderii de tineret și care au mințit pe toți. Și care înainte cu trei zile de nuntă spune că mai are un prunc cu alta. Știu caz în țară. Și dacă nu are prunc, faptul că deja și-a pierdut virginitatea, deja are o problemă. Frate Cristi, dar spui că Domnul nu iartă lucrurile astea? Eu știu că am un Dumnezeu care iartă, dar știu că pe ăla care trebuie să-l ierte, îi cere să se pocăiască. Și acum o să vă dau un exemplu și mă apropii de încheiere. I-am spus unei fete care a căzut într-un păcat asemănător foarte grav. Eu ca păstor, dacă mă asculți, voi garanta pentru viitorul tău. Da, frate Cristi, da, Dumnezeu mă salvează, mă scapă. Da, faci ce spun. Ce? Următorii 4 ani nu mai vorbești cu niciun băiat, nu lipsești niciun program de la biserică decât motivată. Vii cu Biblia la tine, nu vreau să te văd la balcon, o să te văd în sală, cât mai aproape de amvon, interesat de rugăciune, de pocăință. Ai terminat școala? Da. Vreau să te văd angajată? Apoi vreau toate genele false, botoxul și toate prostiile astea să dispară? Că deschizi ușa la băieții care îți plinde duhuri de curvie și care îi atrage lucrurile astea, hainele strâmte și alte lucruri? A, frate Cristi, dacă așa e cu iertarea, acum, na... Și după 4 ani am spus așa, am zis, lasă-mă să termin. Eu ca păstor mă duc la orice băiat din România, penticostal și pocăi, nu doar penticostal, și spun fața asta, a avut o cădere. Eu garantez pentru ea, pe baza 4-5 ani, la ce am observat, că Dumnezeu a iertat-o. Dar de unde știi? Dovada iertării e sfințirea. Amin. O ieșit din birou, o închis ușa și după câteva zile ne-am întâlnit la mall. Cu lans la gât, cu unghii vopsite și toate celelalte. Ați înțeles? Da, Dumnezeu iartă. Problema este, oare mă pot pocăi? Sau îmi doresc pocăință? Nicolae Iorgu a spus un lucru extraordinar. Încrederea nu se pierde decât odată. M-a întrebat cineva, Cristi, acum hai, suntem prieteni. Chiar nu ți-ai mințit soția niciodată în 13 ani? Nu. Dar de ce? Că doar nu știa la cât aterizezi tu în Italia sau în Viena, când ajungi tu, când intri sau când ieși. Dar nu puteai să o învârți odată. Am zis 3 motive pentru care n-am folosit minciuna în căsătorie. 1. Pentru că sunt pocăit. 2. Pentru că sunt slujitor. 3. Pentru că dacă mint odată în 13 ani, îmi trebuie 13 ani să mă creadă din nou. Nu mă credeți? Nu vă spun să încercați. Însă vă cer să vă uitați aici. Încrederea nu se pierde decât odată. De aceea a fi un nume bun, a avea o mărturie bună în Biblie, e mai valoros decât a avea bogății. Șumuc a fost cel mai scump parfum din lume. Din ce știu, este un singur exemplar. A fost făcut în Dubai, ediție limitată. Costă peste $1 million.
Un nume bun, spune Biblia, e mai valoros ca și un muc. Să știu că dacă îți dau 1000 de euro și m-ai spus că la 1 decembrie mi dai înapoi, când te sun la 1, deși ar trebui să mă sun în 29, să nu răspundă Orange-ul. Abonatul a fugit din țară. Nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Când să revin? Când să revin? Că am crezut că ai un nume bun. A, dacă nu poți niște bani să-mi dai înapoi, nu e nicio problemă, sună-mă și spune, mai am nevoie de 6 luni și eu apreciez telefonul ăsta. Dar cum aș putea să spun unei fete să intre cu tine ca băiat într-o căsătorie când tu nu poți să dai niște bani înapoi? Deși ai spus că îi dai. Că dacă spuneai, dă-mi numele Domnului, ok, uite. Dar atunci am luat în gândul, știți? Cinstea pentru căsătorie este ca și cimentul pentru fundație. Ține atât fierul cât și nisipul împreună, pe chirie sau în vilă, pe jos sau cu mașină frumoasă, nu contează. Cu un partener integru, relația rezistă. Avem tineri care știu să se pregătească pentru nunți frumoase. Dacă trebuie să bage 30.000 de euro în nuntă, îți demonstrează că are cash. Băiatul îi pune pe masă. Însă eu astăzi vă cer să fiți tineri care să nu vă pregătiți pentru ziua anunță, ci să vă pregătiți pentru căsătorie. O nuntă frumoasă nu garantează un mariaj reușit. Însă pot să garanteze astăzi că aceste 7 calități pe care vi le-am spus, nu eu, ci cred că Duhul Sfânt prin mine, vă va oferi o căsătorie binecuvântată. Să fiți atenți la ieșire. Pentru că toate calitățile de mai sus, să fii sigur că cineva le caută la tine. Am pus titlul predicii greșit de la început. Pentru ca să vă fac să vă concentrați, aia, ăla nu, checklist nu, deci nici aia nu merge bun. A, dar stai că predica despre mine până la urmă. Ok, da, despre tine. Toate aceste calități cineva le caută la tine. De aceea e foarte important de la 10, 12 ani, 13 ani, când caracterul se formează, să te gândești că în cutia căsătoriei va trebui să pui ceva într-o zi. Și de dorit că atunci când trebuie să pui, să ai ce să pui. Dacă aștept să pună ea unde pune unul și iau doi, cutia se termină repede. Dumnezeu să binecuvinteze toate căsătoriile, toți tinerii. Răspund și la întrebări acum că e târziu, dacă nu vă supărați. Mulțumesc. Wow, ce întrebări. Wow. Wow. Da, nu mă caut like-urile sus. Bun, ca să nu citesc exact ce scrie acolo. Acum nu intrați toți ca să vedeți ce scrie. Sunt permise perversiunile sexuale în căsătorie? Asta vă frământă pe voi? Wow! Apocalipsa 21 cu 8, scârboșii, vă spune ceva? Știți ce ne pune întrebarea asta? Egoiștii. Oamenii care vor ei. Ascultați-mă. O fată are demnitate. Dacă voi vă uitați la filme cu mizerii, nu-i cereți să facă mizerile din filme, ci opriți filmele și opriți mizeriile. Aștia sunt lucruri scârboase și este o poartă prin care diavolul intră în căsătoria ta. Și vine ziua când ai un copil bolnav și ai un faliment și ai un eșec și trebuie să mergi la mărturisire. Și pentru că nu doar ai cugetat lucruri nelegiuite în mintea ta, ci le-ai și practicat, nu te va asculta Dumnezeu. Am încercat să fiu foarte dur și foarte la subiect. Și nu mai spuneți la mărturisire de fapt, păstor, suntem curați. Și tu ai săvârșit astfel de lucruri. Sunt direct cu voi. Virginitatea nu stă într-o pieliță. M-auziți toți?
I-am întrebat. V-ați văzut dezbrăcați unul pe altul, da. Și cum mă mințiți în față că sunteți curat? Iubiți tineri, nu pot să subliniez suficient cât de importante sunt lucrurile astea pentru căsătorie. Nu împrumutați Netflix-ul și-l aduceți la voi și telenovelele la voi, pentru că vă veți distruge viața. Și cel mai tare vă va durea când copiii voștri vor face ce ați făcut voi. Și să nu uitați că se întâmplă lucrul ăsta. Nu vă jucați cu lucrurile astea. Trebuie spuse păcatele la viitoarea nevastă sau soț, dacă ai fost deja la mărturisire. Faceți cum am spus că acelei fete. Da, am fost în lume, dacă ai fost în lume, sper să nu fi fost în lume, dacă ai fost, spune-i. Nu trebuie să intri în detalii, cum a fost noaptea la ora 1. Mi-am pierdut virginitatea. Cu câte persoane? Cu 3. Ok, cum îmi demonstrez că Domnul te-a iertat? De 5 ani stau lângă Dumnezeu, m-am pocăit, mi-am plâns păcatul? Ascultați-mă. E bine să fii transparent. Nu trebuie să intri în detalii picante. Dar decât să-i zică după 10 ani una din fostele la soția ta, păi cu ăsta am trăit și eu și ea să cadă jos, mai bine să-i spui tu, știi? Dar încerc să selectez din ele. Cum să ne pregătim pentru ziua căsătoriei, ce am predicat. Cum trebuie să fie pormoneile în căsătorie, finanțele, mulți spun 50-50%. Am o predică pe internet, se numește Educația Financiară. Dacă vă este de folos, puteți să o ascultați. Cum poate fi o persoană aleasă de Dumnezeu pentru noi când Biblia spune că putem să ne căsătorim cu cine vrem, dar în Domnul? Foarte bună întrebare. Da, te poți căsători cu cine vrei, dar în Domnul, e clar. Dar să nu uiți că Dumnezeu știe pentru slujba pe care tu o ai, care este cea mai pregătită persoană care să-ți fie un ajutor potrivit pentru slujba aceea. Eu pot să-mi iau o fată pocăită care să-mi zică nu suport să merg în misiune niciodată. Nu-s eu proasta ta să stau acasă cu pruncii. Iertați-mi expresia, știu astfel de cazuri. Ea este în Domnul, ea este pocăită, dar nu luptă cu mine în aceeași direcție și același scop, de aceea revin la punctul 4, întreabă de viziune. Pentru ceea ce tu vrei de la viață, vezi dacă scopul se aliniază. Poate ăsta a fost un motiv pentru care Pavel nu s-a căsătorit. S-a dedicat în întregime misiunii și nu a vrut să stea să caute ani de zile pe cineva care să depună efortul extraordinar pe care Pavel l-a depus. Dar mai spun ceva ca să nu vă supărați și să spuneți, a, păi dacă așa de grea e slujirea, dacă Everestul ar fi ușor, n-ar mai merge nimeni la el, știți? Răsplătirea din cer depinde foarte mult de sacrificiile pe care noi le facem. Atenție, am spus răsplătirea și nu mântuirea. Mântuirea prin Iisus Hristos, răsplătirea e pe baza slujirii tale. Eu cu soția am decis că merită 80 de ani să creștem o casă de copii, dacă așa ne da Domnul, să ne implicăm în slujire. Eu să vin cu voi, cu doi la voi la Viena, un weekend întreg, ia cu 5 acasă. Să tragem în aceeași direcție, pentru că urmează undeva la câteva miliarde de ani de răsplătire, în care nu o să mai fie pampers, nu o să mai fie lacrimi, nu o să mai fie sacrificii. De aceea e foarte important să te aliniezi ca și scop, ca și viziune. De ce există atâtea divorțuri în biserici dacă frații și surorile se roagă atât de mult pentru o persoană potrivită?
Simplu. Pentru că am întâlnit oameni care se roagă mult și nu pun mâna pe nimic să facă. Vorbind de hărnicie, de exemplu. Eu știu oameni care zic toată ziua la proroci, la rugăciune. În județul Arad, o soră mergea în fiecare seară la rugăciune. Azi într-o casă, mâine în alta. Știi, și eu spus Domnul într-o zi, femeie, mai stai și pe casă și vezi de familie. Deci toate cele 7 calități pe care eu vi le-am spus, pot să lipsească și eu totuși să mă rog. Doamne, dă-mi pe unul care să le aibă. Dar tu le ai? Aici apare divorțul. Pentru că vreau calitate de dincolo, dar eu nu ofer. Și apoi apare frustrarea. Și ea se satură că tu nu oferi. Dar ai pretenții. Și apar problemele. De aia spuneam sâmbătă, alege pe cine să iubești, apoi iubește pe cine ai ales. Dar alege pe cine să iubești. Dacă părinții viitoarei soții, viitorului soț, nu sunt un exemplu de credincioși în biserică, ar trebui să renunți la acea persoană? Foarte bună întrebare, foarte grea întrebare, pentru că sunt excepții. Am văzut părinți neserioși cu copii serioși, dar foarte rare au fost cazurile astea. Rar o să vezi părinți care zic, noi stăm la mall aici, la South, foarte fain mall-ul ăsta, duminică seara, dar tu să mergi la biserică, mă. Foarte rar e asta. Mai devreme sau mai târziu, ce s-a implantat în părinți se transmite și în copii. Dacă copilul este foarte puternic cu Dumnezeu și are o relație foarte puternică și știe să zică, nu vreau nimic din influența negativă a părinților mei, atunci da. Dar asta este o excepție. În cele mai multe cazuri, așchia nu sare departe de trunchi. Dacă Cristi și Crina Boariu nu se interesați ca copiilor să fie în biserică, nu vă pot garanta că dacă îmi luați copiii de în căsătorie, o să aveți un mariaj fericit. Pentru că copilul face nu ce spune păstorul, nu ce spune prorocul, nu ce spune liderul. Prima dată face ce spune tata sau mama. Și ce face tata și mama, știți? Lăsați telefoanele. Deci nu e o întrebare, ok. Ce crebeți despre Hillsong, Bethel Church, etc.? Tot la fel, ca să nu stăm acum încă o oră jumate, am pregătit un material, este pe YouTube, se numește Dezastru generației actuale. Ca urmare a ceea ce a fost la Cluj acum 2 ani, când ascultați muzica cuiva, să fiți atenți și la teologia cuiva. Diavolul a fost expert la închinare în cer. Diavolul poate face praf o biserică schimbându-i muzica. De aceea trebuie un mare echilibru și o mare atenție. Nu copiați tot de la americani. Și să nu copiem tot. Mare atenție. Cum pot să câștig lupta împotriva gândurilor? Foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare. Mai ales fetele suferă foarte mult aici, pentru că fetele țin foarte mult la imagine, la relații, la cum sunt privite, la cum sunt evaluate. Vorbeam cu Ruben pe bancă, foarte bine, foarte bun subiectul deschis, Ruben. La noi în biserică, o persoană care nu se mărită întotdeauna e judecată, e lovită. Și n-ar trebui să fie așa. Și atunci ajungem să ne mărităm, că ce o să zică frații că nu m-am măritat? Și când pui întrebarea asta, iei pe oricine care vine. Și când iei pe oricine, șansa să faci accident e foarte mare. Iubite fete, iubiți băieți, fiecare avem lupta cu gândurile noastre. Eu vă spun la mine cum am biruit multe gânduri. Nu iau sfaturi decât de la oamenii care fac cel puțin ce fac eu pentru Domnul. Așa liniștit îs. Nu-s mult, atunci n-am multe gânduri. Da? Șeful meu din America lucrează, doarme 4 ore pe noapte. Și în rest nu mai lucrează. Și nu îl judec, pentru că viața asta o are în vedere. Dar pe șeful meu nu să-l vezi la masă luând notițe de la un homeless, de la un om de sub poduri care a pierdut tot la jocuri de noroc. Pentru că dacă iau sfaturi de la unul care a pierdut tot, o să pierd și eu tot. Eu vreau sfaturi de la Pavel, de la Petru, de la Biblie și mă înarmesc cu cuvântul lui Dumnezeu și biruiesc cu orice gând. Orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos.
Iubite fete, din nou mă îndrept spre voi cu multă prețuire, cu mult respect. Nu vă grăbiți, nu vă căsătoriți din milă, nu vă căsătoriți că spune mama, ai 27 de ani, mă faci de râs. Rugați-vă Domnului, stați lângă Domnul și nu vă blocați. Am întâlnit fete de 20 de ani, 30 de ani, nu mă plâng. O zici, nu pot să mă duc la nicio nuntă, că pe mine nu m-a luat nimeni și când văd o mireasă, sunt terminată. Hai să punem și altă întrebare. Te-ai gândit că poate planul Domnului pentru viața ta este să rămâi nemăritată? De aceea, nu te gândi ce spun oamenii, gândește-te ce vrea Dumnezeu de la mine. Eu am un principiu în viață, mai bine plâng singur decât cu cineva lângă mine, să mai și consolez pe el. Înțelegeți ce spun? O spun asta ca un avantaj pentru cei care ați depășit o vârstă și nu v-ați căsătorit încă și acum, wow, are cine vine? Nu vine nimeni. Știți? Nu. Tu ai valori, ai principii, Dumnezeu are un plan pentru tine special și am o veste bună. Dumnezeu te poate folosi și așa. Am întâlnit familie, aici venim la nașterea de copii, de 17 ani nu aveau niciun copil, plângeau în continuu. Am fost de față când un proroc în engleză le-a spus. Nu știa prorocul nimic, garantez de asta. Am fost acolo și traduceam. Așa pot să spun că nu știa nimic prorocul. Și au zis Domnul, nu mai încerc copii, v-am dat orfanii României. What? Ce? S-a blocat familia. Iubiții mei, atunci mi s-a deschis și mie mintea, parcă să văd lucrurile din altă perspectivă. 40.000 de copii avem neînfiați în România. Dacă toți am avea 17 prunci din țară sau 15 sau 12, cine s-ar mai ocupa de ăștia abandonați? Ai văzut că nu poți să ai copil. Du-te și fă ceva pentru ăia care îs fără părinți. Vedeți cum Dumnezeu în înțelepciunea lui extraordinară are pentru fiecare dintre noi un plan absolut perfect. Problema este dacă vrei să înțelegi planul și doi, dacă vrei să accepți planul. Aici e lupta majoră. Nu vă căsătoriți din disperare. Am întâlnit fată, cu 3 zile înainte, el i-a spus ei ce aventuri au mai avut și toate astea și ea o vrut să anuleze, numai că erau făcute deja invitațiile. El s-a pus în genunchi înainte ei și a zis, iartă-mă. Știți de unde știu că nu-i pocăința asta? Dacă era pocăință, nu îmi spuneai cu 3 zile înainte de nuntă, spunea de la început. Dar ți-a fost frică, nu cumva la nuntă sau după să vină cineva să spună ceva. Și atunci ai că spun acum că oricum nu mai poți să faci nimic, că te faci de râs. Și tu ca fată, pentru că ții la imagine, o zis fata, din milă l-am luat. Nu, bun, lui nu-i milă asta să trăiască cu altele. Lui nu-i milă. Pentru că nu a fost pocăință. Nu vă căsătoriți din milă, iubiții mei. Frate Cristi, da, poate e primul și ultimul tren. Mai bine stau pe peron singur în gară. Toată viața. Decât să mă urc într-un tren mizerabil. Nu. Stai lângă Dumnezeu. Pentru aia spun, clădește o relație puternică cu Dumnezeu. Dați-mi, vă rog, un singur verset din Biblie unde un om sincer s-a pierdut. Unul dați-mi. Dar eu vă dau de fățarnici și șmecheri care ori învârti ce-o vrut de ei și s-au pierdut cât vreți. Nu se poate. Tu să fii sincer cu Domnul, sinceră. Și Dumnezeu să te lase. Dar, repet, n-am spus că îți place planul care l-are Domnul pentru tine. Dar bine spunea cineva, la finalul vieții, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-o plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-o pus El să faci. De aia trebuie să clădești. Pentru aia încerc să le spun la adolescenți, la tineri, fetelor, de la 14 ani la 20 de ani, nu vă aruncați în nicio relație, băieții. Nu ești pe salariu, zici cineva, bun, ce faci dacă te căsătorești? Trăiesc cu bani de la nuntă. Cât? Cât? Da? Clădiți o relație puternică cu Dumnezeu, deveniți viitoare mame. Trebuie să pui ceva în inima copiilor. N-am cuvinte să mulțumesc Domnului pentru soția mea. Când văd ce valori pune în copiii mei. Dar pune valorile alea pentru că au clădit o relație puternică cu Dumnezeu, ani de zile. Până în anul 5, când a vorbit cu mine, n-a avut niciun prieten. Credeți că a fost ușor pentru o fată lucrul ăsta? Eu am căutat de vreo 2 ore, am dat-o în bară, m-am lecuit și 3 ani am postit și m-am rugat. Și bine am făcut.
Dacă clădești o relație puternică cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă, iubitul meu. Dar dacă forțezi mâna lui Dumnezeu, știu caz în țară, într-o singură seară o plecă la 5 proroci. Și pentru că 4 nu i-au spus ce-au vrut, o mărți la 5-lea. Și la 5-lea i-au spus ce-au vrut. Și acum m-am dus eu cu 3 păstori să împăcăm familia aia. Convenit cu prorocia și i-au pus-o în față. Dar cu calitățile astea, poți să-mi pui mie o rabă de prorocie în față. Dacă n-ai calitățile astea, nu mă după tine. Să fii 100% sigur de asta. 100% sigur. Că Dumnezeu nu spune, auzi, du-te și ia-l pe-l mincinos, mă. Nu spune asta. Prorocia nu contrazice Biblia. Nu contrazice. Vă rog să puneți întrebări mai măture. Suntem în prezența Domnului. E adevărat, e bine că au spus asta, numai să știți că într-un fel apreciez întrebările astea, că astea e frământă pe ei. Și prefer să le pună decât să vă șocheze pe voi după nuntă. Păi nu, nu ne-au spus, frață. Ce să vă spunem, că e nouă greu să ne gândim că ați putea pune așa întrebări, da? Bun, ne apropiem de încheiere. Da. Subiect foarte greu. Nu avem timp de el acum. Ultima întrebare mai au, dacă mai este ceva care chiar merită răspuns. Există soulmate? What? Da, uite o întrebare foarte bună și se confruntă mulți cu asta. Sau multe. Ce să fac dacă după o relație nu mai îmi trebuie nicio relație și sunt nervoasă pe toți băieții din cauza că m-a distrus primul băiat? Inima. Ce să faci? Să înveți din greșeli. Fiecare face greșeli, nu suntem perfecți. Și știți de când greșim? De când începem să mergem? Poate călcăm strâmb și ne ridicăm. Mulțumește Domnului că ai trecut prin experiența aceea. Poate a fost o neveghere. Poate a fost o altă problemă la el. Învață ceva și nu-ți mai deschide inima oricui. Biblia în Proverbe spune nu de puține ori despre cetățile cu valori. O fată cu valori nu se deschide ușor. 3 săptămâni i-am cerut soției mele numărul de telefon. După 3 săptămâni mi l-a dat greșit. Îi mulțumesc și astăzi. Că am întâlnit destule care îți trimit numărul corect fără ca tu nici măcar să întrebi. Nu. Fii o fată valoroasă. Ai principii. Gândește-te că următorii 50-60 de ani trebuie să stai cu cineva 24 din 24. Biblia îți dă voie să ai pretenții dacă ai valori. Dacă ești în lumină, poți să ai pretenția ca și el să fie în lumină. Dacă tu îl slujești pe Domnul, poți să ai toate pretenția ca și ea să-l slujească pe Domnul. Nu faceți, vă rog, și cu asta închei, din căsătorie, evangelizare. Nu faceți chemări în față la căsătorie. Nu. Dacă nu l-au schimbat Duhul Sfânt, părinții, păstorii, liderii de tineret și proroci în 20 de ani, șansele ca tu să-l schimbi sunt aproape nule. Luați ceea ce v-am spus, că totul e biblic. Dacă am pus mărturii și întâmplări, este pentru că am vrut să exemplific nevoile de aceste principii. Și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și să nu vă speriați, căsătoria e frumoasă, e deosebită, dar nu e ușoară. Domnul să vă binecuvinteze în tot ce faceți. Amin.